Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Știu că din nou a trecut o perioadă foarte lungă de când nu am mai postat, dar sunt încă aici și chiar dacă o să postez puțin mai răruț în această perioadă, tot o să continui să postez pe YouTube. În imaginile pe care le vedeți, sunt în magazinul Macro Center. Macro Center face parte din lanțul Migros de supermarketuri și este unul dintre cele mai scumpe din Turcia. Este mai scump deoarece aduc și foarte multe produse din afara Turciei, adică produse de import, și atunci Turcia are ceva mai mari taxele pentru aceste produse și de aceea spun că este ceva mai scump, dar se pot găsi anumite produse și la discounturi, iar eu mă duc personal atunci când am nevoie de ceva mai deosebit, un produs pe care, să zicem, de exemplu, nu-l găsesc într-un magazin normal. Ce vreau să vă mai spun este că acest video a fost filmat, cred că acum 2 luni, iar prețurile pe care le veți vedea afișate pe ecran în holul de la final, să știți că sunt puțin mai mici față de prețurile pe care le văd acum în magazine. În ultimele 2 luni prețurile au luat-o din ce în ce mai mult razna și au crescut extraordinar de mult. De aceea, dacă vi se vor părea ceva prea mici, să știți că nu mai sunt de actualitate, dar totuși am zis să postez acest video, să vă arăt și vouă cum arată magazinul și vă las în continuare cu aceste imagini. Vreau să vă arăt și ce am luat de la Macro Center. Să știți că n-am luat foarte multe lucruri, de aceea nu le așez pe masă sau ceva. În primul rând, soțul meu și-a luat 2 beri de la Efes, din acestea Pilsen, care am încă una aici. Așa. Am mai luat cafea pentru Nespresso pe care îl avem, de la brandul acesta Vivace. Sunt capsule din acelea de aluminiu, nu știu exact cât de intens este gustul. Este un brand italian. Am luat și frișcă din aceasta la tub, pentru că vreau să fac o rețetă și am nevoie de această frișcă. Dacă și-a luat el bere, am zis să-mi iau și una în aceasta mică, Miller. Mie aceasta îmi place cel mai mult pentru că este dulceagă și e și sticluța mult mai mică. Observați, față de asta, Efes, asta este mult mai mică. Nu pot să dau bere foarte multă. Am poftit la un suc de portocale, acesta exotic. Cred că are 100% portocale, nici nu m-am uitat atunci, dar vă spun că m-am uitat la el și am poftit. Eu de obicei nu poftez la sucuri, la chestii de genul acesta, dar era și set în același timp. Am luat 3 bucăți de fructul pasiunii, încă nu sunt făcute acestea, dar au avut un preț foarte bun și când am văzut acolo am zis neapărat să le iau, pentru că îmi place în special în ovozul cu lapte să folosesc. Am luat noi și o sticlă de vin, cum e cel aceasta, San Zenone Toscana. Este un vin roșu din Italia, a avut un preț foarte bun.
13% alcool, o apă de gură Listerine fără alcool, este foarte bună, chiar nu ustura aceasta și chiar îmi place foarte, foarte mult. Ați mai văzut-o prin haul-urile mele de cumpărături. Am găsit și ciocolată îndulcită cu stevie și am zis să încerc să văd și eu cum e. Nu am mai mâncat până acum ciocolată cu stevie, dar sper să fie bună. Știți că stevia are 0 calorii, practic. Și de la Bon Maman am găsit dulceață, mă rog, nu e dulceață chiar, este o pastă tartinabilă făcută din castane. Și deși a fost un pic cam scumpicică, am zis că vreau să o încerc și îmi place și borcănașul, vreau să-l păstrez după ce termin pe acesta ca să, nu știu, să pun în el ce avea acolo nevoie, zahăr sau făină, mă rog, e foarte mic pentru făină, dar chestii de genul acesta. Și am intrat și la Pașa Bacce, de unde am luat un odorizant pentru cameră, cam scumpicel, dar să știți că miroase foarte bine acesta. Îi spun că miroase a flor de bumbac, are un miros fresh, foarte, foarte plăcut și vreau să-l folosesc în dormitor, pentru că îmi place dormitorul să miroase ceva acurat. Are 120 de mililitri, este în acela cu bețișoare, nu mai desfacă, văd că este închis aici și nu pot să desfac. Sticla este una simplă, nu e nimic ieșit din comun. Și aici, numai puțin să pun pauză ca să pot să le scot din cutie. Așa, haideți că am reușit să le scot. Am luat două cupe, care ele normal sunt făcute pentru înghețată, dar eu am de gând să le folosesc pentru a servi ovăzul cu lapte. Vreau să fac o rețetă de ovăz cu lapte cu gust de tiramisu și pentru poze m-am gândit să le pun în, să pun ovăzul în aceste cupe, pentru că mă gândesc că se va vedea bine. Sincer, nu prea m-a încântat acest roșu de aici, dar nu aveau altceva mai bun și mai drăguț decât atât și mi se pare că și măsura este una potrivită pentru o servire. Dragilor, acestea sunt micile mele cumpărături pe care le-am făcut astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu vă îmbrățișez, să ne revedem cu bine pe data viitoare.